incredibilă despre accidentele comise de procurori și ofițeri. Colega mea, Berta Popescu, vine cu informații oficiale de ultimă oră. Halucinante, de-a dreptul, Berta, bună ziua! Da, bună ziua, Mihaela, bun găsit tuturor! Vorbim despre două dosare care stagnează așa la parchetul general și la parchetul curții militare de apel. Vorbim în primul rând despre dosarul unui fost procuror DNA, Eugen Stoina, care acum este în continuare procuror, chiar dacă a făcut un accident pe Bulevardul Chiselev și, mai mult decât atât, a și plecat de la spital fără să-i fie prelevate probele biologice. După ce a făcut accidentul, a mers la spital, acolo a așteptat, din câte înțelegem, să nu fie atentă o asistentă și a plecat acasă. Cumva unul dintre argumentele pe care le-a avut Eugen Stoina în fața procurorilor a fost acela că nu ar fi băut înainte de accident, ci a băut după ce a ajuns acasă. Deci a plecat repede de la spital, a luat o dușcă să-i treacă supărarea. Să-i treacă supărarea, dar avea alcoolemie, Mihaela, de 3,05 în sânge. N-a adică dat peste era... nimeni, n-a omorât nu niciun omorât om. Pe nimeni, niciun om, trebuie spus. Dar totuși vorbim despre un procuror care a condus beat. Și ce se întâmplă cu el acum? Care este urmărit penal în acest moment, dar de 9 luni procurorii de la parchetul general nu au pus în mișcare acțiunea penală, nu l-au făcut inculpat, nu-l trimit în judecată. Eugen Stoina, evident, cumva se folosește de acea explicație cu alcoolul pe care l-a băut acasă. Știm că a dat o declarație și cam atât. Și mai nu este se mai întâmplă nimic de 9 fostului luni. Șef SRI Prahova, nu? Fostul șef SRI Prahova, Silviu Deatcu, a dat peste o femeie pe trecerea de pietoni, pe DN1, a omorât-o pe acea femeie și a plătit dosarul cumva. Este încă la parchetul curții militare de apel de mai bine de 9 luni. Deci din decembrie este urmărit 2017. Penal, doar că nu se întâmplă nimic cu dosarul, adică nu știu ce probe ar trebui să strângă procurorii, că până la urmă au fost imagini, a recunoscut, a fost prins cu alcool, este în acest moment acuzat de ucidere din culpă, dar dosarul stă în continuare la parchet și nu este trimis în judecată. Îl avem alături de noi, Berta, pe avocatul Mihnea Stoica, prodecan al Baroului București. Bună ziua, domnule avocat! Salut, bună, doamnelor! De ce trenează aceste dosare, domnule avocat? E atât de greu să demonstrezi vinovăția cuiva când probele sunt atât de clare? Astea sunt niște dosare complexe. Credeți-mă că, într-adevăr, dosarul de circulație nu e corect evaluat. Nu e considerat o criminalitate majoră, însă, ca și încărcătură probatorie, este un dosar foarte complex în care se administrează proba cu martor, proba cu scrisuri, expertize, putem vorbi de două expertize, una medico-legală și una tehnică privind tehnico-științifică privind producerea accidentului. Și atunci, în aparență, ar putea fi instrumentate într-un timp mai scurt. Și inițial era și eu revoltat că în medie soluționarea unui asemenea dosar durează de la un an în sus. Și inițial chiar pot să spun că tindeam să fiu revoltat și imputam acest lucru organelor de urmărire penală. În realitate însă trebuie să aveți în vedere și niște factori obiectivi de mai trecut în revoltă. Unul dintre factorii este obiectiv este acela că statistica judiciară ne arată că mai bine de 30% din criminalitatea în România este legată de infracțiuni rutiere. Și până și procurorul general a remarcat la bilanțul de anul ăsta această chestiune. Adică sunt prea multe, îmi spuneți, prea multe accente de acest extraordinară. Deci nu contează de funcția, nu contează că erau implicați procurori DNA, nu contează că unul dintre autori era șeful SRI Prahova la acel moment, băut la volan, a omorât o femeie. Nu funcția îi face pe procurori să tergiverseze dosarul, ci chiar sunt multe accidente de genul acesta. Foarte multe. Răspunsul l-ați intuit, nu aș atribui neapărat funcției în momentul ăsta. Spuneți de domnul procuror că e în cercetare de 9 luni, n-am reținut că a spus despre ofițerul ăsta de SRI. Cam aceeași durată, domnul avocat. Da. Nu e ceva care să se încadreze neobișnuit, ci care să ridice suspiciuni în momentul ăsta. Dar este normal, domnule avocat, ca, de exemplu, procurorul Eugen Stoina să fie în continuare procuror, chiar dacă nu mai este la DNA, totuși știm foarte bine, sau cel puțin colegii lui
și mulți oameni din sistemul judiciar vorbeau despre faptul că el consumă alcool la serviciu, la birou și să fie doar mutat la un alt parchet? Dacă rețin corect, parcă n-a fost mutat, ci s-a mutat în proprie inițiativă, parcă a formulat cerere. L-a revocat doamna Căveș. Așa, pe baza cererii pe care a formulat-o el sau l-a revocat din oficiu înainte să solicite cererea lui? Eu nu știu, mi-aduc aminte. Eu știu că, mă rog, oficial este că l-a revocat doamna Căveși, dar de principiu a făcut și el o cerere. În fine, la momentul respectiv citeam presa juridică situația asta. Acum nu vor pot ajunge să fie condamnați oamenii ăștia? Un raport de probatoriu care va fi administrat în cauză. Condamnarea mai așteptăm. Nu mai este atât de certitudine cât era înainte. Am ceea înțeles. Ce e un progres până la urmă. Mulțumesc foarte mult, domnule avocat. Să mai adaug ceva. Vă rog, scurt, că trebuie să luăm buștate. Absolut, înainte de reclame atunci. Vreau să spun că pentru un magistrat suspendarea de drept intervine după punerea în mișcare acțiunii penale. Asta poate exact, denota și că nu vorba. Se pune în mișcare acțiunea penală, tocmai ca pentru că nimic nu împiedică administrarea probatorului în etapa urmăririi penale în persoană, fără punerea în mișcare acțiunii penale. Nu ar fi o problemă și chiar mi se pare chipzuit a proceda astfel. Nimic nu împiedică procurorul ca la spre finele urmăririi penale să pună în mișcare acțiunea penală și să dea soluție urmăririi penale. Cercetările se pot derula în continuare, bine mersi, și în faza asta urmărire penală în persoană. Mulțumesc foarte mult pentru precizări. Luăm o scurtă pauză, revenim imediat cu noutăți.